Ce se poate întâmpla nefericit în cadrul unei consultații? Se poate întâmpla ca tu să vii la medicul stomatolog cu o problemă, iar medicul stomatolog să-ți vorbească de cu totul altceva, care desigur e foarte important pentru sănătatea ta, dar poate nu e la fel de important pentru tine. Deci dacă ești ignorat, asta ar fi o greșeală din punct de vedere a unei consultații la stomatolog. Iar apoi, să știi că chiar dacă avem o experiență foarte mare, vedem foarte multe guri, fără radiografie nu putem pune un diagnostic. Și de multe ori, dacă tu ai venit la stomatolog pentru că ai o îngrijorare foarte exactă, te doare, te-ai umflat, sângerează, dacă nu am radiologie în clinică și trebuie să te trimit în afara clinicii și apoi să te chem a doua zi, a treia zi, ca să vii cu radiografia și să poți să-ți rezolvi problema, deja le este timp pierdut pentru tine și timp pierdut și pentru mine ca medic, pentru că nu mai sunt în momentul acela critic în care puteam să intervin și să nu las ca lucrurile să se agraveze pe mai departe. Iar apoi un alt aspect important este riscul să primești o etichetă ca pacient. Deci tocmai de aceea noi ca echipă medicală trebuie să ne uităm pe radiografie, să te ascultăm, ne uităm în cavitatea orală, dar apoi discuția despre buget trebuie separată de discuția medicală, pentru că în momentul în care te vedem prima dată, nu trebuie să presupunem, nu trebuie să-ți impunem noi o limită când vine vorba de propria ta sănătate. Și atunci aș pune la capitolul greșeli și asta ca eu ca medic să-ți limitez accesul tău la sănătate, pur și simplu crezând că nu o să-ți permiți tratamentul pe care urmează să ți-l propun. Deci de aceea întotdeauna prima soluție pe care trebuie să o primești, chiar dacă sună un pic ciudat, nu trebuie să țină cont de bani.